Discuția dintre Bia și Andy a început așa mai mult ca o discuție de cunoaștere, dar probabil avea vreun plan Andy să o ia din aproape în aproape pentru a o descoase pe Bia, mă gândesc. A întrebat-o unde a făcut școala generală, ea a spus că la Pitești, acolo unde s-a și născut. A întrebat-o ce liceu a terminat, ea a zis că filologia. Andy a întrebat-o despre un filozof uh, italian și a spus că nu știe cine este, iar uh, apoi uh, a întrebat-o despre prietenele ei, dacă cele din copilărie sunt aceleași cu cele din școală. Tot Andy a întrebat-o dacă are o amintire, vreo întâmplare, ceva din liceu și a zis că nu, tot ceea ce s-a întâmplat, ce a avut de povestit, a făcut-o deja în casă. A spus și Andy până la urmă care a fost ideea acestor întrebări. A vrut să o ia din aproape în aproape, să povestească despre viața ei treptat, în ideea în care ar reuși Bia să-și aducă aminte, a, uite faza asta, trebuie să-ți o zic. Să-și amintească ceva la care probabil acum nu se gândește.